Aleluia, să fie Domnul, voi citi un verset din cuvântul Domnului ca bază pentru o predica din această dimineață și după aceea o să ne așezăm în prezența Domnului. Tit, capitolul 3, versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Amin. Luați loc în prezența Domnului. Predica care urmează nu promovează faptele ca un mijloc de a ajunge credincios sau de a câștiga favoarea lui Dumnezeu, ci faptele ca o dovadă a credinței adevărată, Pentru că dacă avem credință și nu avem fapte, înseamnă că avem o credință moartă în ea însăși. De aceea, tot ce veți auzi și tot ce o să citez din Cuvântul Domnului este o invitație la a trăi o viață dedicată. Total, lui Dumnezeu și de a ne arăta în faptele bune acea credință adevărată. Eu am învățat o vorbă de la unul din Părinții Bisericii, Augustin, el spunea așa: Dumnezeu nu poate, nu vrea să facă fără noi lucrurile și noi nu putem fără el. Corect? El poate să le facă fără noi, dar nu vrea. Dar noi nu putem fără el, de aceea avem nevoie de ajutorul lui. În dimineața aceasta o să încep de la a spune că. Trăim timpuri interesante, timpuri în care oamenii au material pe aici, pe acolo, dar au pierdut linia spirituală, au pierdut pasiunea, au pierdut dragostea pentru Dumnezeu. Și mai mult decât atât, am, am început să intrăm într-un relativism, am început să intrăm într-o inerție din asta, ca biserica și ca și credincioși, în care lăsăm lucrurile să vină și acum au umblă vorba asta, le iau cum vin. Bine a fi timpul să o ocupă de ele. Ați auzit filozofiile astea? Lasă că bine a fi. Dragul meu, Scriptura nu vorbește despre această filozofie. Scriptura vorbește despre acei oameni care odată ce au crezut în Dumnezeu și s-au botezat, au început să umble cu Dumnezeu și au început să-L demonstreze pe Dumnezeu prin faptele lor. Buruienile cresc de la sine și din inerție. Faptele bune ale credinței nu vin de la sine. Ele costă. Închinarea costă ceva, dacă nu te costă nu este închinare. Era o vorbă care mi-a spus odată un pastor american, zice, știi, în America e vorba asta, nu-ți aud predicile și teoriile pentru că faptele tale vorbesc mai tare decât vorbele tale. Și așa de multe ori m-am întâlnit cu oameni de-a lungul timpului care au zis, mă, nu vă mai auzim predicile pentru că faptele voastre vorbesc mai tare. Sunteți la fel de lacomi? pentru bani, sunteți la fel de dezinteresați de cuvântul Dumnezeu de Scripturi, sunteți la fel cu capul în pământul ăsta până la ultima, da, fărâmă din voi și de asta nu vă mai auzim predicile, dar asta nu este situația peste tot în Biserica lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt anumite secțiuni în biserica Domnului Dumnezeu unde credincioșii dorm, sunt și credincioși treziți. Amin? Amin. Și eu cred că aici, în dimineața asta, sunt oameni care sunt treji, care sunt gata să ia cuvântul lui Dumnezeu și să treacă la treabă, pentru că doar cuvântul care îl aplici și îl practici în viața ta îți dă putere și e adevărat pentru tine. Apostolul Iacov spunea, nu vă înșelați singuri. Degeaba ascultați cuvântul dacă nu îl puneți în practică. Iată că e o înșelăciune. E ca și cum tu singur te înșel pe tine. Îți pui ție o poveste care nu e adevărată. Dar ucenicul adevărat al lui Hristos face ce îi spune stăpânul lui. Pentru el cuvântul nu e o opțiune. Scriptura nu este o opțiune. Scriptura este o poruncă. Nu știu dacă ai luat în calcul asta că Biblia nu e opțională pentru credincios, pentru copilul Lui Dumnezeu, Biblia este o poruncă pentru că noi avem un rege despre care am cântat și despre care vorbim. Și într-o zi vom ajunge acolo cu ajutorul Lui și prin credință în El. Dar până atunci, eu vreau să vorbesc în dimineața asta de ce avem de făcut până atunci. Trebuie să lăsăm o mărturie, pentru că așa cum spune Matei, faptele noastre bune să lumii neze. Pentru ca cei care sunt pe calea pierzării să vadă luminii în noapte și să zică, a, pe acolo e drumul către cer. De asta, Spune Tit 1 cu 16, ei spun că îl cunosc, dar îi tăgăduiesc puterea acum prin faptele lor. Sunt foarte mulți oameni care vor zice, Doamne, Doamne, dar n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi vindecări, doar am mers lângă Tine acolo, am fost și noi acolo. Și Domnul le va spune, zice, plecați de la mine toți cei care ați lucrat fără de legea. Cu alte cuvinte, ați avut o credință teoretică, dar în fapte voi ați spus despre un alt Dumnezeu, nu despre mine. De asta suntem chemați în dimineața aceasta. Pentru că și Apostolul Pavel, și Apostolul Iaco, și Apostolul Petru ne avertizează de această schizofrenie. Una zic și alta fac. Și Dumnezeu nu vrea să fim schizofrenici. Îmi spunea cineva despre un tânăr care spunea credincios, zice, mă, Sanii, de câte ori vorbesc eu, nu știu cu care dintre ei vorbesc. Una zice, alta face. Dar vezi, Dumnezeul nostru, Biblia spune că este unul. Noi trebuie să fim una. Trebuie ce spunem și ce predicăm, aceea să și trăim. Și eu predic această predică nu că n-am nevoie de ea, ci pentru că am nevoie disperat să aud ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Eu am nevoie disperată să aud din nou ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Și acest cuvânt ne provoacă și spune adevărate cuvântul acesta. Și vreau să spui apăsat, adică să înștiști, să o repeți de nenumărate ori. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tăi în fapte bune. Noi nu trebuie să lăsăm lumea să ne ia înainte. Noi trebuie să fim cei din tâi. Dacă vrei să fii la ceva campion, fi în fapte bune. Mi-a spus odată un milionar uitându-se la mine, zice, măs ani, nu știu cum să spun, dar nu toți o să fii milionari. Adică să-mi spună, tu nu o să fii niciodată milionar. Și eu m-am uitat la el și am spus, nu-i nicio problemă, eu nici nu-mi propun să fiu milionar în felul tău, eu vreau să fiu milionar în fapte bune. Ce zici? Caută Dumnezeu faptele bune ale credinței? Dilema asta, doctrină fără trăire, este o înșelătorie, și eu vreau ca să vă provoc și să mă provoc și pe mine dimineața asta să ne aliniem la Cuvântul Lui Dumnezeu și să trecem la treabă. Dumnezeu nu o să facă lucrurile pentru noi. Ne-a dat Cuvântul, ne-a dat liniile pe care să mergem, da, ca pe autostradă, ne-a dat puterea Duhului. Așa că trebuie să trecem la treabă și să lăsăm lenea și puturoșenia în spate. Sunt foarte, foarte mulți credincioși în toate zonele. Da, ortodox, catolic, luteran, pentecostal, baptist. Unde vrei tu creștin? Leneș. Îmi spune unul, zice, eu vreau ca Dumnezeu să le facă pe toate. Zic, poți să aștepți încă vreo mie de ani. Dumnezeu a făcut partea Lui. Acum tu trebuie să răspunzi la dragostea Lui și să faci partea ta. Dumnezeu creează valul mării. Dar tu trebuie să te urci pe val să mergi mai departe. Amin de asta spune Ioan Botezător în Luca 3 și strigă, faceți roade vrednice de pocăință. Apoi chemarea lui Isus a fost, pocăiți-vă căci împărăția este aproape. Și îmi place de Iacov cum spune, frații mei cei folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte. Poate oare credința asta să-l mântuiască sau să fie mântuitoare? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul din voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, citim împreună, este moartă în ea însă. Știți versetul. Dacă vă zice cineva, tu ai credință și eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii crezi și se înfioară. Vrei dar să înțelegi om nesocotit. Adică om fără înțelepciune. Credința fără fapte e zadarnică. Adică nu valorează nimic. Vreau să te evaluez în dimineața asta. Oare ai și tu această credință a dracilor? știți că dracii cred în Iisus Hristos, l-au văzut. Ei știu că e Fiul lui Dumnezeu. L-au văzut în ceruri, înainte să cadă îngerii căzuți și pe pământ mărturiseau, Iisus e Fiul lui Dumnezeu, nu ne chinui! Ei au o credință, dar nu mai pot fi mântuiți. Credință teoretică. În teorie știu că Dumnezeu există, știu și cred în El, știu că Iisus e Mântuitorul, dar nu fac nimic, nu-L urmez. Cum evaluează Dumnezeu? Apocalipsa 2 cu 19, atenție, spune, știu faptele tale. Dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta, și faptele tale de pe urmă care sunt mai multe decât cele din tâi. Ce evaluează Dumnezeu? Credința? Ce ce scrie acolo? Știu? Citim împreună. Știu? Faptele tale. Dumnezeu evaluează nu credința, ci faptele în urma credinței. Aia evaluează Domnul Hristos. Că degeaba ai spus, domnule, eu cred, dar stau pe loc, mă pun la somn, lucrează tu pentru mine. Aia înseamnă că El e slujitorul tău și ai uitat că tu ești slujitorul lui și el este stăpânul. Eclesiastul 12 cu 14, el va aduce orice faptă la judecată. 2 Corinteni 5 cu 10, că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Iată că Dumnezeu evaluează după fapte. Cum evaluezi tu, de exemplu, dacă o lanternă are bateriile pline? Eram în armată, eram în gardă și la un moment dat eram la un post, să numea postul numărul 12. Întotdeauna mă puneau pe mine acolo, tocmai ce mă pocăisem și aveam un maior, zice, puneți-l pe pocăitul, că la luat doarme. Puneți-l pe pocăit în postul cel mai greu. Aveam șase depozite de armament acolo care trebuia să le foarte greu, foarte greu. Era un stres fantastic pe mine. Și acolo stăteam și la un moment dat, într-o noapte, mi-au dat o lanternă, dar era descărcată. Și am tot încercat să aprind, să sting, să aprind, să sting nimic. Și mi-am dat seama că cu toate că această lanternă avea bateriile în ea, bateriile erau moarte. Dar cum îmi dădeam seama că bateriile sunt vii? Dacă transmit lumină. Cum îți dai seama dacă tu ești un creștin viu? Dacă transmiți lumină. Dacă nu luminezi, înseamnă că ești mort. Înseamnă că ești mort și ai nevoie să te învie Domnul Hristos. De asta spune Scriptura, el aduce orice faptă la judecată. Vezi Domnul Hristos să uită la faptele tale. Care sunt condițiile? Ce vrea Domnul de la noi? Tit 2 cu 14 spune așa, el s-a dat pe sine însuși pentru noi. Ca să ne răscumpere din orice fără de lege, să-și curățească un norod ca să fie al lui, atenție, citim împreună, plin de râvnă pentru fapte bune. Iată că Dumnezeu vrea să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Da, pe mine nu m-a iubit tata, da, pe mine m-a dat afară din casă, de eu n-am avut ce să mănânc, de eu n-am avut aia, de eu n-am... Dragul meu, nu te poți evalua tot timpul prin trecutul tău. Aia a fost povestea vieții tale, s-a terminat. Da, am fost bătut, da, am fost ciomogit, da, am fost să nu ne mânca, da, am fost ținut în fric, da, am fost respins, da, am fost așa, da, am fost așa. Bun, aia e istoria ta și și istoria mea. Dar nu putem la nesfârșit să trăim prin trecutul nostru. Trebuie să trăim prin Hristosul nostru cel viu și înviat. Amin. Și El îți dă putere să treci la treabă. Gândește-te la o mușuroi de furnici. Stăteam și mă uitam la ele. N-au niciun șef. Nu-i niciun bici care dă peste una din ele. Și aleargă toate și muncesc. De ce? Pentru că în conștiința lor Dumnezeu le-a pus un singur cod. Știi care e ăla? Mun te Softul lor e asta, munca. Hărnicia. Așa ar trebui să fie Biserica Domnului Hristos. Plină de râvnă pentru fapte bune. Să, să fie păstorii, să luăm, bă, nu mai știu ce să fac mă, frate Sanii, nu mai știu, nu mai avem atâtea lucrări câți voluntari avem, câți slujitori avem, câți oameni care vor să slujească. Plin de râvnă pentru fapte bune. El s-a dat ca să-și curățească un popor plin de râvnă pentru fapte bune. Wow! Plin de râvnă pentru fapte bune. Credincioșii să caute să-și dea toate silințele, spune Scriptura acolo în t 3 cu 8. Să fie cei din tâi în fapte bune. De ce? Pentru că oamenii în generația noastră mai mult decât predici au nevoie de modele. Ei au nevoie de modele să vadă dacă ce tu crezi funcționează. Dacă tu, care ai fost un om în depresie și pe pastile, acum după ce te-ai întâlnit cu prințul păce, ești un om liniștit, ești un om liber, ai pace. Îmi spunea o tânără la o evanghelizare în Oradea, săptămâna, trecute, a ieșit în față la, la, la chemare după ce s-a terminat evangelizarea și a zis te rog spune doar pentru mine, vreau să știu de ce ai venit. Zice, nu mai pot trăi pentru că nu am pace. Zice, ori mor, ori mă mântuiește Hristos. Eu nu mai pot trăi fără pace. Tit 2 cu 7 spune așa, dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură dă dovadă de curăție și vrednicie. Iată, dă-te pildă în ce? În? Nu în teorii. Nu în prelegeri. În fapte bune. Omul din lume care nu-L cunoaște pe Dumnezeu când se întâlnește cu tine, trebuie să vadă că te-ai întâlnit cu Hristos, să guste din tine și să fie. Bă, ăsta are altceva, mai din altă lume. Era un băiat acolo, în gașca noastră, care s-a pocăit în urmă cu 31 de ani și oamenii spuneau, bă, tu ești cu noi, dar nu mai ești ca noi, ceva s-a întâmplat cu tine. Tu ești cu noi, dar nu mai ești din lumea asta. Tit 3 cu 1. Adule aminte să fie supus stăpânirilor și dregătorilor. Să-i asculte. Să fie gata să facă orice lucru bun sau orice faptă bună. În altă traducere. Tit 3 cu 14. Trebuie ca și ai noștri. Atenție, citim împreună. Să se de prind, adică cu alte cuvinte nu o să-ți vină natural. Isaia spune, învățați să faceți binele. Pentru că noi natural suntem înclinați spre rău. Trebuie ca așa ai noștri, adică biserica să se deprindă. Pavel spune, m-am deprins să fiu mulțumitor în toate lucrurile, adică nu mi-a venit natural. În sărăcie, în bogăție, în lipsă de somn, în bătăi, m-am deprins. Am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu și am dezvoltat un tipar nou, de prindere nou, să se deprindă, să fie, citim împreună biserică, cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Eu vreau să te întreb, îți trebuie să-ți vorbească Duhul Sfânt când vezi un copil că a căzut pe jos s-a lovit și mama s-a nu pe lângă el? Eu am văzut cazul ăsta. căzut un copil în curtea unei biserici și unul a început să roage. Doamne Iisus, Duhul Sfânt vorbește în ce să fac. Până a terminat rugăciunea, îl ridica să mă și îl scutram. Și frate, am vrut și eu să-l ridic, dar n-am știut dacă e de la Domnul sau nu. Alt copil în altă biserică, când a trecut pe lângă noi, săracul era tot. S-o trebuie Duhul Sfânt să spună, ia -l și schimbă-l? O vezi pe soția ta că plânge, o vezi pe soția ta că suferă, trebuie Duhul Sfânt să spună, pune-o pe ea și mângă -l. Ia e greșit și ai supărat-o, trebuie Duhul Sfânt să spună, cere iertare. Spune un simplu, îmi pare rău, iartă-mă. Dar acum vezi, suntem habodnici. Îl băgăm așa pe Dumnezeu într-o cutie, dar știi de ce? Pentru că nu vrem de fapt să facem ce ne-a spus Hristos, pentru că El deja ți-a spus în cuvânt iartă. De deci, ce s a spus în cuvânt iubește? De deci, ce spune cuvânt pentru nevoile grabnice? Deprinde-te! Cu alte cuvinte, fii gata! Când vezi o nevoie, pune-te la dispoziția lui Dumnezeu! Amin. Pentru că Domnul Hristos spune, nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți-vă comori în cer. Strângeți-vă comori în cer. Trebuie ca așa e și să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune. O, ce mi-ar place biserica asta. Nou legământ, să devină o biserică care e cei din tâi în fapte bune. Lăuda să fie Domnul. Avertizarea Domnului Hristos și a Cuvântului Lui Dumnezeu e simplă. Spune Scriptura în Iacov 1 cu 21, fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Iată ce spune, că dacă știi cuvântul și nu l împlinești, nu numai că te înșeli singur, dar pedeapsa ta va fi mai mare. Pentru că ai știut să faci binele și n-ai făcut și cine știe să facă binele și nu face păcă, tu ești. Odată, fratele meu, noi aveam o Biblie a familiei în casă și tata, dacă atingeam Biblia, ne luam bătaie instant. Era Biblia familiei din moș strămoși, dar el n-a citit-o niciodată, nici tata, nici mama, nici noi. Și după o vreme, nu știu cum am mers eu la Craiova cu Adina, și îmi zice fratele meu, zice, băi, frate meu, fii atent. am luat Biblia familiei să-ți în cap că e a mea. Și Adina îi spune, Mihai, e super că ai luat-o, dar nu uita, dacă o ai, trebuie să o citești. Oh, când a auzit el, zice, auzi, mai bine ia-o tu, fratele meu, că tu ești cu lucrarea, cu pastorația, cu asta. Zice, lasă că e mai bine. Iacov ne avertizează, fiți împlinitori, ai cuvântului, ascultarea sau auzirea cuvântului bună, dar nu de ajuns. După ce auzi, trebuie să mergi să practici. Și după masa asta o să avem multă vreme și mult timp de acum încolo și toată săptămâna să practicăm faptele bune ale credinței. Amin? Amin. Laudat să fie Domnul. Iacov 3 cu 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Uite, eu trăiesc într-o generație, nu știu cum o simțiți voi, dar nimeni nu mai vrea să fie învățat. Încerc să-i spui ceva la un om, eu știu. Încerc să-i spui ceva la o soră, eu știu. Încerc să-i spui ceva la un tânăr? Am ascultat predici pe internet. Și întrebarea e dacă ai ascultat. Roadele de ce îți lipsesc? Roadele de ce îți lipsesc? Când eu m-am pocăit oameni buni 31 de ani în urmă, am venit la o biserică micuță, erau cred că 10 persoane și șocul meu cel mai mare n-a fost muzica, cântau ea mai rău ca mine, mai fals ca mine. Era unul care se uita așa într-o parte la mine, un chitarist și o fată la tamburină care s au auzat numai ea și strigau acolo și mă gândeam, Doamne Iisuse, unde am ajuns? Ai milă de mine. Dar imediat ce am ajuns acolo, am simțit o prezență care nu mai simțisem niciodată până atunci. Hu, uh, m-a speriat. Ce e pace asta? Ce e bunătatea asta la oamenii ăștia? Ce e asta pe ei? Au început să pună mâinile pe mine, să mă îmbrățișeze și să că sunt copilul lor. Ce au să să roage pentru mine? Strigau la Dumnezeu pentru mine, m-am gândit, Doamne, mi-am mi făcut cruce. Eu venind din zona ortodoxă și ocultă, mi-am făcut, Doamne, ce cu ăștia să roagă pentru mine? Am văzut roadele în viața lor, nu teoria. Am văzut dragostea, am văzut bucuria, m-au luat două bătânele de mână și acum mi-aduc aminte, că hai cu noi în față să se roage americanul pentru tine. N-am știut ce, se întâmplă, și tu am zis. Bă, vă spun sincer, m-am dus din respect pentru vârsta lor și pentru că și eu aveam bunici. N-am știut ce avea să mi se întâmple și îmi toți spuneau pe drum spre Amvon și lasă că Domnul lucruri mare a face cu tine o să fii din ăsta evanghelist, o să vezi, o să vezi. Și mă gândeam, Doamne Iisus, unde am ajuns? Zic, ăștia îs mai nebun ca mine. Dar știi ce? Am realizat că nu erau nebuni, am realizat că oamenii au un bloc cu Dumnezeu. Oamenii aveau faptele credinței cu ei, oamenii aveau roadele Duhului Sfânt cu ei. Și atunci am început eu să înțeleg că există o altă împărăție și am gustat am văzut, îmi plăcea să stau în prezența lor, nu mai vreau să mă duc acasă, dar nu mai stați, mai că nu mai stăm, că avem și noi grădini, trebuie să mergem acasă. Dar vin cu voi să vă ajut la grădină. Îmi plăcea să stau în prezența lor pentru că aveau roadele Duhului Sfânt în viața lor. Erau buni, erau înțelepți, erau miloși, ceea ce nu întâlnisem până atunci. Cine dintre voi e înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Apropo, avertismentul Domnului Iisus în Apocalipsa 22 cu 12 simplu, zice, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după, nu ce după credința lui, cu toate că Biblia ne cere să credem, dar credința adevărată are la pachet faptele credinței, amin? amin? Bateriile încărcate, când vine Duhul Sfânt în tine, încep să lumii nez. Ce să facem? Pentru că știm că Domnul va veni. E o realitate, Iisus Hristos nu e o poveste. Este singura persoană din universul ăsta care a împărțit istoria în două. Vorbeam cu un hindus odată în Londra, zic, mă, voi de unde măsurați istoria? Dar el zice, de la Iisus Hristos. A, și voi, tot de la Hristos, domnul. Creștinismul e cea mai adevărată religie, dacă îi pot spune așa, credință, umblare, cale. Este singura religie din lumea asta încastrată în istorie. Nicio o altă religie nu e încastrată în istorie. Mohamed spunea că a primit, nu știu ce peșteră, putea fi orice peșteră pe planeta asta. Nu e înregistrat în istorie. Buddha a spus că a stat sub un pom sfânt, putea fi orice pom sfânt pe planeta asta. Hindu și așa mai departe. Dar Krishna și toate celelalte religii. Creștinismul este singura religie încastrată în istorie și sunt documente istorice despre această persoană. Domnul Iisus Hristos că a trăit, a murit și a înviat. Și nu numai atâta, dar se va întoarce din nou să-și ia biserica, să-i răsplătească pe cei buni, să-i pedepsească pe cei răi. De asta suntem chemați să facem fapte bune ale credinței. Întrebarea este bine, sani, ce avem de făcut? Că până la urmă, Cuvântul vorbește, dar trebuie să știm ce avem de făcut. Ce avem de făcut e simplu, spune Matei, 5 cu 16 pe tot, așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Ca ei să vadă ce? Faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care e în ceruri. Incredibil ce spune Domnul Hristos. Ce spune El aici e că dacă tu ai credința adevărată, mântuitoare, vie, de, trebuie să fie demonstrabilă în faptele tale zilnice. În manifestarea ta. Vezi tu că orice om se manifestă într-un fel. Și fie lași pe Dumnezeu să se manifeste prin tine în bunătate, în blândețe, în bucurie, în pace, în ajutorarea celor fi îl lași pe satana să se manifeste din prin tine, da? Prin mânie, prin răutate, prin răzbunare, prin lăcomie, prin dare de țepe. Nu există doar două căi. Hristos și diavolul, neutralitate, nu există. Cui vrei să-i dai trupul tău? Cui vrei să-i dai viața ta? Apostolul Pavel spunea Am socotit totul ca un gunoi pentru prețul nespus de mare de a-l câștiga pe Hristos. Pentru că pentru mine, a trăi este Hristos a murit un câștig. Adică între mine și lumea asta există crucea. Eu răstignit față de lume și lumea răstignită față de mine. Adică nu am am încheiat socotelele cu această lume. Trăiesc pentru un Dumnezeu mai mare. Matei 7 21 23. Nu orice în cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor. Eu, de exemplu, venind din zona ortodoxă și vreau să vorbesc asta, că poate în dimineața asta sunt unii care vin de acolo și să mint și să înșeală cum înșelam și eu. Dar mi-am făcut cruce. Am dat la biserică. Dar m-am închinat la Paraschiva, la oase. Dar am vorbit cu Sfântul Petru azi dimineață. Să nu credeți că eu nu stăteam în rugăciune. Stăteam acolo întins în, în biserica din ea Sfânt. Da, trei erarhi, pe burtă stăteam. În biserică. Stăteam acolo câte oră. Dar nu aveam nicio transformare spirituală, pentru că era tot un ritual gol. Pentru că eu nu mă închinam unui Dumnezeu viu și adevărat. Eu mă închinam unei imaginații. Și poate venind din zona asta ortodoxă, tu crezi că doar să crezi și să-ți vezi de viață e de ajuns. Dragul meu, nu e de ajuns. Dacă vrei să fii copil de Dumnezeu, dacă vrei să fii ucenic al lui Hristos, ai o treabă de făcut. Cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine. Păi, e foarte greu să te lepezi de sine. E foarte greu să renunți la plăcerile tale, e foarte greu să renunți la visurile tale, e foarte greu să renunți la ce vrei tu, e foarte greu să îngropi totul, să-ți iei crucea și să-l urmezi. Dar nu uita că e o răsplată. Vei găsi un vis mai mare, vei găsi un scop mai mare, vei găsi plăcere mai mare, vei găsi o bucurie mai mare de a trăi pentru Hristos. De asta noi suntem chemați și spune Domnul, nu e de ajuns să-mi ziceți, Doamne, Doamne, să vă faceți o cruce, să veniți o dată pe duminică, da? O dată pe săptămână la biserică, eu mi-am făcut partea, mi-am bifat, gata. Cum spunea unul de pe la nu știu ce oraș, păi eu când vin la biserică apăs butonul on, după ce a zis pastorul, amin, butonul off. Săptămâna aia mea, fac ce vreau. Aia nu e credință. Aia e religie. Pentru că credința adevărată implică o umblare zilnică cu Isus Hristos. Amin? amin. Eu vreau să vă întreb, câți dintre voi ați venit astăzi aici să vă întâlniți cu Domnul? îmi pare rău pentru voi. Eu am venit cu el de acasă. Eu nu știu. Eu am venit cu el de acasă. Eu umblu cu Domnul. Umblu cu Domnul. De aia nu mi-e greu să încerc tare când greșesc că Duhul Sfânt e lângă mine imediat. Hei, atitudinea asta nu-i bune. Iartă-mă, Adina. Iartă-mă, Alex. Iar... Am fost prea, prea grăbit, prea. Am vrut... Eu vin cu Domnul aici, eu umblu cu Dumnezeu aici, eu nu vin să mă întâlnesc cu Domnul, eu vin să mă întâlnesc cu voi aici și să-L celebrăm împreună pe Domnul. O, Doamne, ajută-ne! 2 Corinteni 6, 17 la 18, de aceea spune Scriptura, ieșiți din mijlocul vostru și depărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi pri mi E o condiție. Eu vă voi fi tată și voi înveți fi fii, zice Domnul Dumnezeu atotputernic. Când? Când tu alegi să începi să trăiești după cuvântul standardului, singurul standard din universul ăsta, cuvântul lui Dumnezeu, și te deslepești de tiparele care le-ai învățat nu e normal ca și credincios să zici, pa așa făcea și bunul, așa făcea și tata, așa am zicea și mama. Ba mai mult sunt unii care sunt însurați și în loc să decidă cu nevasta și stai să o sun pe mama. Dragul meu, după căsătorie, mama ta are doar rol consultativ și tata tău. Rol decizional îl are cuvântul lui Dumnezeu și tu și soția ta. Amin. Amin. E bine să primești sfaturi, dar tu trebuie să înțelegi că cuvântul lui Dumnezeu e vocea principală în viața ta. Amin. Și așa cum spuneam și ieri, când deschizi Scriptura, Dumnezeu deschide gura. Când ai închis Scriptura a Dumnezeu, închide gura. Vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Caută un verset aici. Să vezi cum îți vorbește Domnul. Lăudați să fie Domnul. De asta chemarea noastră e să ne sfințim. Scriptura spune clar, e o condiție. Nu vă atingeți de ce este rău, nu vă atingeți de ce e necurat. Eu vreau să te întreb săptămâna asta, te-ai de ce e necurat? Bineînțeles, Pavel bovea în contextul templului de la Iusalim. da? erau jerfele necurate, erau jerfele închinate idolilor. Dar frate Sani, noi nu avem jerfe închinate idolilor. Dar eu vreau să te întreb, când stai 3 ore, 4 ore pe Instagram, pe Facebook, te atingi de cei necurat acolo? Mintea ta, cugetul cu tău e pătat? Și ai, zis, ai auzit o voce care spune, roagă-te, citește. Și ai zis, bă, lasă mai încolo, dă mai încolo, amânare, amânare, amânare. Și dai. Am văzut un tânăr la un grup odată de tine la o biserică, așa îi mergea degetul că eu n-am văzut în viața mea așa un tânăr să-i meargă degetul și m-am dus la el și am zis, nu te supăra, mai poți? Și el, da, mai pot. Zic că i-a întrebat vreodată degetul ăsta dacă el mai poate, zice nu. Dar știi ce o să se întâmple cu degetul ăsta după ce faci tu mult așa, pe mai încolo, peste vreo 23 de ani? În loc să puduci paharul la gură, te așa o să-ți facă. Că l-ai chinuit o viață întreagă. În sus, în jos, în sus, în jos, în sus, în jos. Un alt tânăr a venit și mi-a spus, frate Sani, zice, am nevoie să fiu dezlegat, că sunt posedat. De ce frate zice asta? Zic, eu nu cred. Ce ba da, stau 18 ore pe zi pe Facebook. Treci în la eliberare, zic, ai probleme. Atunci nu-ți pătesc ugetul. Când stai la televizor și vezi telenovele, spunea un soră, roagă-te, frate, pentru mine. Îs singură văduvă. Și știi ce? Am căzut în patima, zic eu, nu jocurilor, zice, nu, telenovelelor. Și nu mă pot dezlipi de următorul episod. Mă, astea turcești, să așa mă țintră -ți la suflet de numă. Nu-ți pătesc cugetul acolo. Nu-ți cugetul când intri pe știri și încarci în mintea ta. Nu mai minciuni, pentru că nici sută din știrile care le citești nu sunt adevărate și nu se întâmple. Nu-ți nu pătesc cugetul. Și Biblia spune, depărtează-te de ce e necurat. Intri pe pagina de internet și deodată, țac, să se apare o altă pagină, un alt coridor. Și tu zici, ochii văd inima, nu spătesc cugetul acolo. Dar frate Sani, eu nu mă uit. Doar la pagini de sport. Dar ce să fac dacă apar acolo? Dacă învezi filme de groază, nu spătesc cugetul. Mi-aduc aminte când lucram cu tinerii, cu Adina în Baia Mare, veneau mulți tineri la noi și spuneau rugați-vă că suntem în depresie. Și Adina a întrebat simplu, ce filme vizionați? Păi din astea, cu vampiri, cu crime, cu... Păi și voi băgați întuneric în voi și apoi vreți să aveți lumină? nu spăteți cugetul. Vezi, Scriptura spune, ieșiți din mijlocul vostru. Orice v-ar păta, zice, feriți-vă de orice se pare. Facem asta? Facem asta? Când stai într-o conversație și începe bârfa și începe vorbirea de rău despre altul, pleci de acolo și zici, nu-ți permis să zici asta despre fratele meu, pentru că azi îl bârfești pe el, mâine mă vei bârfi pe mine. Sau stai și, ai ce bine, o dama așa e mai... Când eram în Maramureș, mă învăța frate o vorbă. Eu ți frate, tu mi -și frate, ne înțăpăm doar pe la... Ce frate, Sane, acum șișu nu mai e la papuc. Este în gură. Stai să zic ce am auzit de Stai să zic eu ce am auzit de la... Dar stai să spuni, stai să zic eu! Îți spun eu una și mai tare! Atunci nu-ți scurge tu. De asta spune Scriptura Evrei 12 cu 14 Urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul! Urmărești tu asta în fiecare zi? Urmărești pacea? Urmărești sfințirea? Bă, asta nu mă sfințește. Îmi spune un, un băiat odată, zice, bă, frate, Sani, zice, acum în relaxare, hai că am cu slujirea să zic niște bancuri. Mă ui, -el, și zic, auzi, mă sfințesc bancurile tale. Hai, bă, te sfințesc, acum și tu ești pădos. Păi cum să te bancuri, mă, omule? Nu, no, nu mi le zic, mulțumesc frumos, nu vreau să-mi cugetul. Și am plecat. Bă, dar nu mai pot să vorbești cu ăsta, bă, nu mai cu Biblia după el. Dragul meu, prefer să urmăresc sfințirea că vreau să-l văd pe Dumnezeu. N-am nevoie de bancurile, n-am nevoie de glumele, n-am nevoie de cârcotașii și lumea acestea. Eu vreau să-l văd pe Dumnezeu. Vrei tu să-l vezi pe Dumnezeu? Dacă avem o atenție, ce spune Scriptura, o credință fără fapte, înaintăm în necinstirea al Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată la asta? Cu alte cuvinte, cu fiecare zi care trece, care tu crezi în Hristos, dar nu ai faptele credinței, tu îl necinstești pe Dumnezeu, îl ofensezi. Uite ce spune Scriptura Efeseni 2. Faptele bune, scu, scuză mă Coloseniul cu 10. Să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune să fiți darnici, gata să simțiți unii cu alții. Eu vreau să vă întreb, mai sunt oamenii darnici în ziua de azi? Și ce am așteptat la Revoluție? Eram sărac, vai lipi pământul. Am venit din familie de deținuți politici. Bunica arestat de comuniști, tata arestat. Eu aveam dosar la 11 ani, atâta. Și am venit și eram sărași tare, nu prea aveam ce să mă Și după Revoluție, când a venit libertatea asta, am zis, fii atent, să îmbogățesc oamenii și ce mă bucur că o să dea mai mult la cei care n-au. S-a întâmplat asta? Ăla care are una, mai vrea una. Ăla care are trei mașini, mai vrea două. Ăla care are, mai vrea. Și acumulăm. Am căzut în patima acumul lărilor. Exact ca nebunul din pildă aia. Nebunule, noaptea asta să va cere sufletul în apă și tot ce ai adunat. Cuiva rămâne. Nu vrei mai bine să accepti sfatul Domnului Hristos și dacă ai cinci haine bune să dai una la vecinul? Dacă ai zece borcane de miere în loc să le lași acolo să bată căldura pe ele? Ce spune aici? aducând roade, cum aduci roadă? Frate, un mă rog Duhului Sfânt să rodească Duhul Sfânt, eu nu trebuie să fac nimic. Serios? Ia uite ce spune Scriptura, aducând roade în tot felul de fapte bune. În fapte bune să văd roadele. 1 Timotei 6, 18 îndeamnă ei pe bogați să facă bine. Să fie bogați în citiți că nu vă aud. Fapte bune. Să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Adevărul e că, din experiența mea, vă spun, rar am întâlnit bogați darnici. Mai multă treabă faci cu oamenii simpli. Pentru un proiect, e adevărat? Cred că și voi ați experimentat asta. Dar să dea Dumnezeu, să ridice Domnul și acești oameni care au și care pot să dea pentru scopurile Domnului. Întrebare, mântuiesc aceste fapte? Te duc la mântuire? Nu. Credința duce la mântuire. Dar faptele astea au o răsplătire. Și n-aș vrea ca în cer, spunea cineva, Sane, știi că spune Scriptura că în iad va fi plânsul și scrijinirea dinților. Eu cred că și în cer vor fi. Dar nu în sensul care o să fie în iad. Atunci, zice, la 5 minute, spunea Leon Ravin, un om al Dumnezeu, care a vorbit toată viața lui și a predicat Sfințenia, 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 Sfințenia și lepădarea de sine, spunea, la 5 minute după ce eu voi intra în cer, zice, sunt sigur că o să încep să plâng. Și o întreba un coleg, dar de ce crede că o să pe Domnul? Zice, și dar mai mult, pentru că la gândul la cât aș fi putut să fac și n-am făcut. Pentru că păcatele sunt de două feluri. Prin comisie, adică faci păcat, prin alegerea ta și prin omisie. Știi să faci bine și nu faci. Îl vezi pe pe marginea drumului, îl vezi pe în față la magazin și se -și lasă că-și a țăgări. Dar e treaba ta? Ce ia? Biblia zice, cine cere, dă -i. nu e treaba ta să socotești ce face el cu el. Treaba ta e să rodești în fapte bune. Eu vreau să vă întreb, câți dintre voi aici în, în nu știu, aveți aici, aveți, aveți, aveți cumva străini care lucrează în Zalov? Mi-a -mi rupt inima un străin din ăsta într-un magazin. M-am uitat la el, s-a oprit să la raionul de orez. Și-a pus în prima pungă orez. Zic, bă, sigur, în a doua și așa alte lucruri. În a doua orez. În a treia orez, în a patra orez, în a cincea zece pungi de orez. Și l a pus în coș, s-a uitat la, ale, la alte produse, o oftat și s-a dus la casă. Și l-am întrebat, păi, de unde vii? De acolo, de acolo, până să ajungem la... Zic, da, altceva nu ți-ai putut lua. Zice, nu am buget. Și am o familie acasă, pe trebuie să o întrețin. Pentru mine, doar orez. Câți dintre noi avem grijă de orfan, de văduvă, de sărac și de sărăin, cum zice Scriptura? Câte văduve ai sunat săptămâna asta? Câte ai vizitat? Doamne, spunem tu, vrei să ajut văduva și orfan? Scrie în Biblie, nu te mai trebuie să te rogi. Doamne, spunem tu, trebuie să mă sfințesc sau să merg pe căile nedrepte. Spune în Biblie. Fiți sfinți că ce eu sunt? Sfânt. Hai să nu mă, să începem să fim asumați ca și credincioși, amin? Prea mult dăm vina pe Dumnezeu și pe Duhul Sfânt pentru lucruri care Dumnezeu deja ni le-a spus să le facem. Concluzie. Tit 2, 11 și 12, căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu, cu tot ce e rău și cu poftele lumești. Și să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și vlavi. Dacă doar versetul ăsta l-am împlinit noi toți aici, pentru următoarele trei luni, am vedea puterea la Dumnezeu într-un mod fantastic cu noi. Cumpătare. 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 Am fost invitat la o nuntă M-am așezat la masă, m să servit cu o cafea acolo, eram acolo și na, era barul ăla de dulciuri, nu știu cum se numește la voi aici. Candy. Și am zis, mă, mai stau, can, can, cum? Candy. candy bar. L-am împrumutat și noi de la americani. Bun, candy barul ăla, da, de, de dulciuri. Și zic, mamă, câte sunt acolo ăștia, nu cred că să mănâncă. Dragilor, vă spun, în șapte minute când am stat la masă să beau un espresso cu un frate păstor, zic, mă duc și o să-mi iau o prăjiturică. M-am dus, era totul gol. Toată lumea era cu farfurile așa, și cum potare vorbim oameni buni? Și vrem să vedem puterea al Dumnezeu. Și mă duc la unul, știi, și zic, îți bune? Dar el, cum avea farfuria așa, zice, da, sunt bune. Chiar serios, deci nu s așa chiar cu zahăr cum sunt altele. Zic, zic ce bine, ți arată. Slavă Domnului, glorie lui, zic, da, sora, sora, Domnul să o binecuvânteze. Zic, să fie de sănătate. Și el zice, și ție. Zice, mănâncă cât îți trebuie, zice, satură-te. Și am plecat. Masa era goală, cu ce să mă satur cu aer? În veacul de acum să trăim cu? Care e primul lucru? Frate, putere! pronocii, frate, sani. de ce nu-ți prorocii? Vorbire limbă, la ce te ajută? La ce te ajută? Dacă tu n-ai cumpătare? Dacă oamenii din jurul tău, din lume, când te-ai pus la masă, restaurant? Ești ca omida! La ce ne ajută? Cumpătare! Cumpătare în vorbire, cumpătare în gândire, când stai la televizor pe telecomandă, când vii de la cum cumpătare! Eu personal n-am televizor, n-am avut niciodată televizor în căsătoria mea. De ce? Pentru că mi-am dat seama, eu fiind venit într-o familie de intelectual cu tată istoric, îmi plăcea istoria. Și cum mă duceam la cineva de a avea Discovery, apăsam butonul și acolo mă găseai după vreo trei ore. Și am zis, știi ce? Domnul mi-a zis cumpătare, atunci altai de tot. N-am nevoie de televizor. Își așa prea ocupat. Lăuda să fie Domnul. Când am nevoie de ceva extraordinar, citesc în Scripturi. pătare! Dreptate și evlavie. Dar vedem ce spune cine face harul ăsta. Câți dintre voi vreți harul Dumnezeu? Sunteți siguri? Că s-ar ca harul ăsta să-ți să spună să, -ți pună, să -ți rup cu ceva pofte și nu știu dacă vrei. Pofta de a avea dreptate. Frate, sanii nu mă las, mi-o să -o soră până nu-l fac după chipul și asemănarea mea. Și am zis, soră dragă, Îți spun că nu o să reușești. De unde știți? Mi-o zis Duhul? Mi-o zis Duhul, da. Pentru că Domnul a predestinat pe fiecare om să fie după chipul și asemănarea lui. Și dacă tu vrei să-l transformi pe bărbatul tău, după chipul și asemănarea ta, ești în conflict direct cu Dumnezeu. Era o soră care avea tot așa probleme cu soțul, să luptau pe dreptate. cine e șeful în familie? Și într-o dimineață striga către Dumnezeu timp de o săptămână. Doamne, spune cine i șeful? Și după o săptămână să aude o voce blândă. Nu tu, Harul întotdeauna vine să ne pună la treabă. Mai avem două minute. Harul întotdeauna vine să ne pună la treabă. Întotdeauna ne responsabilizează, ne separă de ocult, ne separă de poftele lumești, ne cheamă la o viață echilibrată, responsabilă, trăită în sfințenie, reflectând la faptul că noi suntem templul Duhului Sfânt și că El locuiește în mine. Păi cum să-L duc eu pe Duhul Sfânt? În beție. Cum să-L duc pe Duhul Sfânt în curvie? Cum să-L duc pe Duhul Sfânt în scandal? Cum să-L duc pe Duhul Sfânt în bârfă? Mi-aduc aminte că odată, probabil ultima dată când am fost la cinematograf, în urmă cu mulți, mulți ani în urmă, ne-a invitat cineva la un film. Vreau așa să se apropie de noi, bă, am vrea să ieșim cu voi, să vă cunoaștem. Și ne-au dus la un film și a început filmul. Și în 5 minute de la începerea filmului, 5 minute un jurat într-una. M-am uitat la Adina, s-a uitat la mine și deodată aud vocea Duhului să-mi scoate mă de aici. Nu vreau să fiu aici. Și așa m-am bucurat, mă la Adina, Adina, uite ce mi-a zis, ce și mie mi-a zis același lucru, hai să mergem. Dar și Adina, stai că nu plecăm. Să cerem și banii pe bilete înapoi. Adică cum? Să plătesc și să mă polueze? Una e când stai în autobuz și n-ai niciun control în jur, ăia și te poluează, dar alta e când tu plătești ca să fii poluat. Vreau să întreb, plătești să fii poluat? Câtă cola bei pe săptămână? <coughs> nu trebuia să întrebe asta. Acum și tu. Fii blând. Eu vă spun ca unul care beam 2-3 litri pe zi. Și Duhul Sfânt, când m-a atins, m-a trimis la cuvânt și mi-a vorbit exact asta. Harul te învață să trăiești cu cumpătare. Și am zis, Doamne, asta e cuvânt de la tine? Da, e cuvânt de la mine, scrie acolo. Vrei harul meu, da! Dar trebuie să te dezlipești de poftele tale. Unii se lasă înșelați de semne, minuni, proroci, daruri. Oh, frate, am primit daruri. Nu trebuie să mă stăpânesc. dar harul, adevărat, întotdeauna te învață să rogi cu păgă și cu poftele. Lumești! Nu să termină aici versetul. Adică vine pofta, tu i-ai spus nu. Vine pofta, tu i-ai spus nu. Mă întrebau băieții din gașcă, zice, bă, spune-ne și nouă un lucru. De când te-ai pocăit, zici că ți-o spălat ăștia creierul. Nu scandal, nu băută, nu furat, nu jurat, nu, 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 nu. Ai o listă de nouri. Întrebare simplă, ce pentru noi care nu suntem tântălăi. Nu îți mai dau pocăiții voie? M-am uitat la ei și le-am răspuns simplu. Nu că nu mai îmi dau voie, eu nu mai am nevoie. Am găsit o altă viață. Am găsit o libertate. Hristos îmi dă har să zic nu păcatului și ispitei. Nu uita! Cea mai mică și neînsemnată faptă făcută cu dragoste înseamnă mai mult decât cea mai mare intenție nerealizată niciodată. Pentru că sunt oameni care trăiesc în țara intențiilor și sunt și aici oameni în biserica legământul nou. Frate, am vrut să ajut, am vrut să fac bine, am vrut să mă duc la păstor să mă ofer, am vrut să, am vrut să. Ei trăiesc în țara intențiilor, dar Dumnezeu și Scriptura te cheamă să trăiești în țara faptelor bune. Amen. Îmi place acea istorioară din Luca 10? Omul căzut între tâlhari, a trecut un preot, a trecut un levit, au trecut pe acolo mulți oameni hmm. și a trecut un străin, un amărât. Zice Scriptura, s-a oprit, a legat rănile, l-a uns cu de l-a pus pe megarul lui, l-a dus la Han și a asigurat cheltuiala. Întrebare, cine a iubit mai mult? Ăia care știau Scriptura sau ăsta care a aplicat-o? Lumea nu are nevoie de încă o reformă teologică, credeți-mă, a credinței creștine, ci de o demonstrație a credinței vii în Isus Hristos. Și eu vreau să fiu o pildă vie ca și tine, Alex, ca și tine Ruben, ca și tine Daniel, ca și voi toți. Vreau ca atunci când plec de pe pământul ăsta, i-am spus la Adina, te rog frumos să nu faci curce de mormânt, dacă plec înainte la Domnul că mă supăr. Vreau să trăiesc în așa fel, de pasionat și înflăcărat pentru Domnul, încât să las așa o amprentă în generația mea, să nu aibă ăștia nevoie de o cruce, să aduc aminte, a trecut pe aici sau ne trancă. Nu, nu, să rămână scris în ei, să-și aduc aminte. Păi, mi-l aduc aminte, nu au furat, când era să fure. În armată îmi spunea unul, m-a întâlnit după nu știu câți ani și mi-aduc aminte de tine. Când ai fost pus la compromis să furi, n-ai furat, ai luat bătaie pe nedrept. Când te-a pus maiorul să faci aia, tu ai zis nu, nu pot să fac asta pentru că eu sunt copilul Domnului. Te-a trecut prin toți mărăcini, ai venit sus în cazarmă, mă prinde sânge pe coate și pe mâini. Și mi-aduc aminte de tine. Și zice, când toți am plecat genunchiul înaintea satanei și ne-am apucat de fumat, eram și noi pocăiți. Tu ai stat drept în picioare și ai zis, nu, eu am făcut un legământ cu Hristos vezi, aia rămâne în urma ta. Rămân faptele bune, rămâne lumina, rămâne lumina credinței tale. Oamenii nu-și aduc aminte predicile tale, dar-și aduc aminte faptele tale. Mi-aduc aminte că tata a venit odată, după ce a fost arestat trei zile, bătut. Și eram toți acasă, mama era în spital bolnavă, n-aveam ce să mâncăm, mâncam ce blimineam în, în Oltenia acolo, Eu am stat și în Oltenia. Era la, la nemână lebenița, lubenița, cum se zice, cu pâine. Atâta, atâta am mâncat trei zile. Și a venit tata acasă cu nouă. Ne-a adunat pe toți la fiert. Și a zis, atât am putut să fac rost astăzi. Dar îl împărțim în patru. Și a fiert oul, l la curățat și l-a împărțit în patru bucăți. Eu aveam trei frați, el, mama era în spital. Mi-a fost atât de rușine să mănânc bucata de Nu o, -o să o uit niciodată. Pentru că faptele vorbesc mai mult decât vorbele. Care e modelul tău? Este Domnul Iisus Hristos modelul tău? Pentru că dacă Domnul Hristos e modelul tău, El a avut o viață plină de fapte bune și aș vrea să vă citesc doar un singur verset și cu asta terminăm. Doamne ajută-mă să duc la capăt ce am început. Faptele Apostolilor, capitolul 10 cu 38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care ce făcea? Umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Ia uitați, cu ce începe istoria Domnului Hristos? Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere. Cu alte cuvinte, fără Duhul Sfânt și putere nu putem. Să aducem și să avem o viață de fapte bune. Și ce făcea datorită acestei puteri? Umbla din loc în loc și făcea? Bine! Traducerile în engleză spun good deeds. Făcea fapte bune și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Asta e treaba noastră. Cu orice om cu care ne întâlnim, să-l vindecăm. De boală fizică, de boală sufletească. Cei mai mulți din oamenii cu care te întâlnești vor avea nevoie de oreche care o să o asculte. Căci Dumnezeu era cu el, începe cu Dumnezeu și se termină cu Dumnezeu. Vezi Dumnezeu este cu cei care umblă din loc în loc și fac bine. Vă mai zic o ilustrație și terminăm. Eram în București, stăteam aproape de un spital de boli infecțioase și la un moment dat când mergeam pe drum mă duceam să-mi caut o cafea, un espresso. Eu am fost mare băutor de cafea, acum mai puțin. Și acolo a trebuit să găsesc umpătarea și să-L demonstrez pe Hristos. Și mi-aduc aminte că în fața unui spital din București de boli contagioase era un om care urla din toți plămânii, Dreptate! De ce mi-ați omorât copilul? Dreptate! Și dreptate! Și dreptate! Și urla, să aduna oameni și viera poliția acolo și nu pleca de acolo. Și am trecut pe lângă el sperând să nu mă vadă. Și aud o voce blândă. Sani că ce face? De ce nu faci fapte bune ale credinței? Dar, Doamne, ce pot eu să fac pentru asta? Și am omorât eu copilul. Dar ce pot eu, Doamne, să fac? Și Domnul mi-a spus, poți să-i dai urechile tale pentru jumătate de oră să-i asculți durerea. Și m-am dus la el și l-am întrebat, ce baiu, ce s-a întâmplat? Și a început să înjură și a început vreo 3-4 minute numai în jurături. Dar ce s-a întâmplat? Dar cum s-a întâmplat? Și a început omul să-mi povestească. Am stat acolo, cred că jumătate de oră și m-am uitat la sfârșit în lacrimi și l-am luat de mine și am spus, îmi pare rău pentru băiatul dumneavoastră. Dar să știți că dreptatea aici pe pământ nu e. Numai Dumnezeu din ceruri poate să o facă. O rămas așa surprins, că nu știa cum să mă ia. L-am salutat și am plecat. Și cum am trecut strada acolo în piața muncii, m-am întors înapoi, știți ce făcea? Le strângea pancarda și o pus pe măr și a plecat acasă. Știi de ce? Pentru că în ziua aia Dumnezeu l-a vindecat. Poate nu de tot, dar a fost un început mic. Te-ai gândit că urdechile tale sunt o binecuvântare pentru alții? Te-ai gândit că timpul tău e o binecuvântare pentru alții la o evanghelizare a unui predicator s-a pocăit unul care îi se spunea sugativă. Ion sugativă, așa îl chema. Ion sugativă. Ăsta abia câte 3-4 zile, n-avea nicio treabă, era un om distrus, un om distrus, un om distrus și într-o seară Dumnezeu din cerul l-a atins pe Ion sugativă și s-a pocăit cu adevărat. Și a devenit cel mai bun lucrător și care manifesta faptele bune acolo în organizația aia. Și la un moment dat, într-o altă seară de evangelizare, după câteva luni, o ieșit acolo într-un parc predicatorul, postorul și predica și predica și predica și unii din prietenii lui Ion Sugativă s-au apropiat de păstor și au început să strige Doamne, famă ca Ion! Doamne, famă ca Ion! Și striga cât îl țâneau plămânii. Doamne, fă ca prietenul meu Ion! Și păstorul a oprit, ei, hey, hei, hei! cum fă mă ca Ion? Doamne, fă mă ca Iisus! Dar Iisus e ca Ion? Atât de tare a fost omul ăsta transformat și l-a arătat pe Dumnezeu, încât oamenii din generația lui l-au văzut pe Hristos în el. Dragul meu, aduți trupul ca o jertfă vie. Puneți trupul tău în dispoziția lui Dumnezeu. Și zice, Doamne, mă predau astăzi. Vreau să fac voia ta. Cum spune Apostolul Petru, în viața care îi mai rămâne acum de trăit pe pământ, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Deci în viața care îi mai rămâne acum de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, vrei și tu asta? Ăsta e ultimul verset, 1 Petru, scuze -mă, 1 Petru 4, cu 1 și 2. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, Înarmați-vă și voi cu astfel de gândire, că și cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Dragul meu, tu nu mai datorezi nimic păcatului. Tu poți să zici nu. M-a întrebat cineva ce a făcut mă Hristos pentru tine. Ce ți-a dat Hristos de ești așa încântat de El? Și am zis cea mai mare putere care mi-a dat-o Hristos nu-i să zic da, ci să zic nu păcatului acum. În sfârșit sunt eliberat și o pot să-i zic nu lui satana. Pentru că am vremea. Citim împreună versetul 2. Pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup. Să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. În timp ce ne ridicăm, vreau să citesc din nou versetul cu care am plecat. Tit 1, Tit capitolul 3 cu 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui aceste lucruri pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Copiii tăi vor să vadă lumina prin viața ta. Acest oraș Lui are nevoie să vadă lumina lui Dumnezeu prin viața ta, prin faptele bune care le faci. Iată că Dumnezeu ne cheamă să fim o generație care să fim cei din tâi în, în fapte bune. Ești tu gata? Vrei asta? Atunci, dacă vrei asta, roagă-L pe Dumnezeu să te ungă cu Duh Sfânt și cu putere ca pe Domnul Isus Hristos. Pentru că doar așa vei putea să faci lucrul ăsta. Haideți să ne rugăm!